Scandal în jurul unui site public. Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, susținut de către reprezentanții ai societății civile, solicită Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal să redeschidă portalul implicare.md. Acesta a fost suspendat pe motiv că sunt încălcate drepturile celor vizați în materialele video sau foto. Pe site-ul implicare.md, oricare cetățean avea posibilitatea să posteze fotografii sau imagini video privind o încălcare în spațiul public. Apărătorii portalului spun că sunt și alte site-uri unde utilizatorii postează liber imagini cu anumite persoane și se arată nedumeriți de ce se pun bețe în roate unui proiect gestionat de o autoritate publică centrală. Când suntem pe domeniul public, ne îmbrăcăm, avem o ținută decentă și nu facem contravenții, pentru că știm că putem să fim filmați și expuși. Dacă nu am făcut nimic antisocial, nu ne deranjează. Reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal admit că site-ul și-ar putea relua activitatea, dar cu anumite modificări. În momentul în care filmez un anumit eveniment, în marea majoritate a cazurilor, filmez și alte persoane. Până la emiterea de către instanța judecată a unei decizii prin care se constate faptul contravenției. Noi astea plasați toate persoanele filmate sau care apar în imagine sub umbrela suspiciunilor că ar fi comis un fapt sau un delict. Ministrul Tehnologiei Informației spune că va căuta soluții pentru continuitatea proiectului implicare.md. Haideți să nu găsim motive pentru a bloca acest proiect. Urmează să găsim un consens. Ori se șterge imaginea de pe planul 2, ori nu se șterge dacă nu afectează într-o mare măsură persoana în cauză. Site-ul implicare.md a fost lansat de Ministerul Tehnologiei Informației acum 3 luni. Portalul a fost suspendat la sfârșitul lunii ianuarie curent.